Lucrările la barajul Firiza sunt în plină desfășurare și chiar dacă în Maramureș am avut parte de o perioadă secetoasă, alimentarea cu apa populației nu a avut de suferit, iar acest lucru nu se va întâmpla nici pe viitor. Reprezentanții Serviciului de Gospodărire a Apelor Maramureș spun că lucrările vor fi gata abia spre finele anului, în luna decembrie. Lucrarea, reparația, ansamblu, golire de fund și mecanisme baraj strâmtor Firiza, județul Maramureș, a fost demarată la începutul lunii ianuarie 2022 și se va finaliza în 16 decembrie anul acesta. Aceasta se realizează în condiții de maximă siguranță, alimentarea cu apa populației fiind asigurată pe toată perioada desfășurării lucrărilor. Scopul lucrărilor de reparație este exploatarea în condiții de maximă siguranță a echipamentelor electromecanice și mecanice ale barajului strâmtor Firiza. În ceea ce privește accesul în apă, scăldatul este interzis acum în baraj. De asemenea, sunt anumite porțiuni unde există pericolul unor alunecări de teren, ca de exemplu pe Valea Romană, motiv pentru care și acolo accesul populației este interzis. Este permis însă statul la iarbă verde în zona de pădure a barajului, explică oficialii SGA Maramureș. Pe tot parcursul desfășurării lucrărilor, accesul persoanelor neautorizate este interzis în zona cuvetei lacului de acumulare strâmtor Firiza. În zona mai drept, Valea Romană, pot apărea fenomene de alunecare. Pentru siguranța lor, cetățenii trebuie să evite zonele specificate anterior. Accesul este permis doar în zona de pădure. Lucrarea, reparația, ansamblu, golire de fund și mecanisme baraj strâmtor Firiza, județul Maramureș, este necesară pentru a înlocui, repara și moderniza conductele, echipamentele mecanice și electromecanice ale construcției hidrotehnice. Acestea funcționează din 1964, iar uzura lor își spune cuvântul.